Bună dimineața, prieteni! Prieteni, sunt în bucătăria lui Leo aici. Pregătesc pentru 12-1 o ciorbiță de zarzavatul. Da? Și pregătesc. Să vedem micul jum, îi bag ouă în tigaie, ce vrea brânză. Aia pregătesc când se scoală el, că nu prea m-am mâncat el. Durea gâtul. Și acum eu pregătesc aici. Să vedeți. O ciorbiță de zahăvaturi. Ușa deschisă. Se iasă aerul. Când s-a sculat, a plecat. Uite, nu-mi pune și pe furtunul să bagă apă pe flori. Că de ce-l gonește rău. Am trămit ciorba seara la tate acolo, o oală de ciorbă, de-a dat s-a mâncat. Da, s-a învățat să mănâncă în casa nouă acolo. Da, să face și acolo mizării. Da. A venit Beat, a venit aseară de la botez, de la nunț, ne-a arătat tricăuri, haine, că i-a dat oamenii și ne mințea că le-a cumpărat el. Se scoală de dimineață, se bagă acolo și doarme pătimit. E cald acolo, dar acum, dar când va fi frig, nu vrea să-i facă în beci o cameră, a zis Alin că-i vestește tate să-i facem frumos în beci, că în beci e cald. Nu vrea. Că zice că pleacă la Belgia, să pleacă. Care condiții acolo, cum are Olga? Olga, ați văzut care condiții. De-aia nu mai vine acasă. Unde să vină? Nu? Copiii nu bănuie pe ea, nimeni nu bănuie. Stă acolo, a luat condiții, a dat mașină, i-a dat apartament. Ce să fac aici în România? Să stă pe drum, să se ceartă? Mai bine stă acolo. Da. Că mi-a zis, băi, mamă, mă chem acasă, cine îmi dă mie acasă, că nu-mi dă nimeni bani. Și are dreptate, așa e. Nu-i dă nimeni. Să ruga la toți când era acasă. Dar-i spus să-i stăi acolo, dar să nu te mai cerți cu Bogdan. Da. Să nu te mai cerți cu Bogdan. Dacă vrei să stai acolo. Și ai condiții. Da. Pintea nu bănuie, cătă nu bănuie, copii unde le-a crescut. Treaba lor, dar nu mai e mama lor adevărată să zică, bă, mamă, durerea lor, inima lor, să te vaiți un copil la mamă, să-i spui durerea ta de pe inimă. Nu bănuie pe ea nici un copil. De-aia a plecat de acasă. Și n-a mai bănuit nici alții pe niciunul. Că nu bănuia ei pe ea nimeni. Da, a venit Alexuța seară, Doamne, a văzut că am făcut ciorba. Atât am admirat. Hai, punem, s-a uitat în oală. Și a mâncat și el câteva linguri de ciorbă aici la mine. Da. Că ursul nu vrea să mănâncă, e răcit. Mănâncă acolo la mamă să. I-a întrumis acolo. Ce să fac, prieteni? Asta e. Eu mă umor de toți, dar de mine nu se umoră nimeni. Dumnezeu și Maica Domnului se umoră de mine. Că-i cu mine Dumnezeu și Maica Sfântă, Pupaia și Tălpile. În rest nu bănuie nimeni să-mi dă și de ușă acolo la cameră, pot să mor acolo singură. Eu mă scul la 7:30, mi-am dus, mi-am beut cafeaua, am adus de la colț și am beut-o singură. Până m-am spălat vasele în bucătărie, că n-am putut aseară să le spăl. A plecat eu de acolo, am lăsat ușa deschisă, să iasă mirosul și am spălat vasele. Am adus aici pahar, am adus ce trebuie aici, să nu mai se ducă Leo după ele. Da.
să văd să găsesc oameni, să facă câte vremea frumoasă. Da. Că pe urmă mă apuc de murători de sâmbăta care vine, duminică, ca să iau, să cumpăr și eu murători. Nu o să pun multe așa, o să pun puține. Am mai pus pe fiecare an și le-am lăpădat. Nu le-am mâncat nimeni. Că mie mi-e drag când vine tate și ia pe furiș, a luat gardei, vădui de la uscat. Le-am cumpărat și ceapa, am pus acolo să ia. Să zice, mă duc la patroană să o fur. Mie-mi-e drag când zice așa. Că și cumpăr și pentru copii, nu numai pentru mine, prieteni. Să ia să facă la copii, că acolo mănâncă toți. Le-am spus, ce aveți nevoie, tate, e lada plină, veniți și luați. E mult cartofi și pulpe de aia. Noi nu prea le mănâncă eu cu leu, pulpele și ăștia, ale de pui de ăștia, mi-e sâl așa de... Nu putem nici leu, nici eu nu pot să mănânc. Dacă mâncăm, mâncăm de ăștia, de casă, bio. Ele-a cumpărat să ne... nu suportăm. Ne place mult mâncarea tradițională. Da. Mai târziu, când va fi, să-mi cumpăr, când va da frig, un vițel. Și să pun, să-l fac așa, de nițel, de toate ăștia. De tefteluță, să-l am în ladă în frigider. Nu o să mai cumpăr de porc multă carne, că nu mai consum eu și cu leu. Pentru mine și pentru el nu e bună carnea de porc. Și asta este, prieteni. Mai revenim mai târziu. Să o gerezez cu om și cu oțăt, ciorbica de zarzavatul. Da. Am foi de dafin, i-a dus de socul meu și mi-am luat acum să-mi pun, să păstrez pentru mâncare. Da, prieteni. Am un foi de dafin care l-a dus de socul meu. Aici am pus... Am bătut un ou ca să poată să divizez șorba
Da. Am băgat de zic. Am băgat la ultima dată. Înainte, prieteni, nu băgam zicare asta de zic la mâncare. Și ești atunci. Da. Aici am făcut o salată de vinete. Am luat de la frigider că tăia rece. Dar nu mă fac grijă. Da. Fac o mână că nu se poate. Dar găbatul de ardei roșii le pun mai la urmă, să fierbă cartofi. Nu scot dimineața că lasă doarmă, că stă pe TikTok. Și lasă doarmă, din un colp, nu se scoală el. Că zicea că îl scol când vine acasă. Nu scol. Dar mi-e frit-o cu deșeul, cu aia ce face pe-a vrut. Are căldură, care deșeu. Mâine o să vină omul să vorbim, să pună caloriferele. Da. Dar e căldură de eseul. Și la urmă, și la el, și la ce să face? Prătim la colegi și gata. Am centrală pe colegi, numai să-l pune omul, să dă drumul. N-aș mai pune pe lemne cine să facă foc, cine să facă. Am pe colegi în casă. De la vino, cu de la brocoli. Prietenii, să vă spun de Ion, a fugit aseară când l-a gândit Leo, la tate, lea tate, a umplut și o oală de ciorbă de inox, s-a dat să mănâncă copii și i-a pus tate și acolo, că a vrut el să-i da, l-a cerut creaston de la bucătărie să-i pun. Și el n-a putut, a fugit acolo. Și l-am întrebat azi dimineață, l-am văzut pe filmare, că i-a dat, bine i-a făcut că i-a dat acolo, că i-a spus, tate, să-i dă. Când l-a gonit leu, noi îl luăm și îi dăm, ne pare rău. Îl gonește că nu face nimic. Nimic, 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 n-aduce nici apă de la izvor. Și prietenii, azi dimineață îl întreba, Ioane, mânca și tu ciorbă, că ar trebui să-mi dat lăptate. Nu am mâncat nimic, ar mânca la botez, zici. Nu recunoaște și nu și minte mult. Dar nu a spus, mi-a pus tate ciorbă unde ai tămâie patroana, acolo îți mulțumesc. Da, și când n-am mâncat nimic, am mâncat la botez. Bine, Ioane, și îi lăsai acolo un craston, uite, n-a, că a rămas de-a țară, ciorbă și la mine, am dat și la tate să mănâncă copii. Și îți las aici în craston. Auzi, răspiește, că mâncare, cum să nu-i dă mâncare? Că ne pare rău, mâncare îi pun acolo în craston și mănâncă. Deci în frigidera apară, am pus să ia să mănâncă. Dar n-ai cu cine te înțelegi. Da. Și vă zic că vorbea și Anca cu el, întreba că a făcut el cu mânânțele lui. Nunta pregătit la botez, la nuntă, el mâncarea, el tot. Ce să faci, prieteni? Omul lași așa după el ce duce. Dar Leo are dreptate, nu? Unde zice lumea că gonește? Mă ne murdărește, ne face și nu face nimic. Când îi pun în vasele să mănâncă, acolo le lasă. Nici nu le lasă să le pună în iuvetă. I-a pus în fuișor, i-a pus state, în alantări de mel, a lăsat
farfuria, uite așa cum e acolo, să o arăt în vizor. Păi eu, femeie bătrână, s-adun eu după el. Înțelegi? Să ducă să găsească și el de muncă, s-a dus fata mea, Olga, așa găsă de muncă și el nu găsește. Să-l ținem noi trântura, așa, și mă pare rău că de ce-l gonește leu. O leu e opera la cap, să aduce leu o pâine să-i dă lui eu să mănâncă. Că nu-i aduce o sigă de apă de la izvor. Să ducă să găsească și el muncă, cum a găsit Olga. În străinătate, unde e lumea de lucrat acolo, să fie are condiții, țarii alea. Avea el la Maria și nu a zis că nu-i nimic. I-a spus, mă, te-a chemat și noi de Sfântă Mărie, dar nu te-a chemat să vii să dormi la noi pe scaun. Să pătimești pe scaune, că n-am să te pun. Ursul are sus două camere, noi jos două camere, puleu. N-am să te pun. Să-i miroase lui ursul acolo în casă sus, că ursul nu suportă. Înțelegeți, prieteni? Să găsească și el de muncă, străinătate și la oameni și aici, să aibă condiții, să aibă căldură, să aibă... Păi ce să-i facă? E zdravă, nu-i bun lap ca mine și ca copilul meu. E tare, mare, bea la bere toată ziua, îi spală răniți. Noi da, bă, avem și noi câte un parut, câte ceva și ne frică să nu ne fie rău. Înțelegeți, prieteni? Să nu să mă așteptam luam ca copiii la școală, dar să nu ia copiii gripa asta, dacă ia gripa de la lin și de la ursul, e dezastru. Ăla mic a umbrat toată ziua bolier, nu înțelege, s-a învățat de asta vară, fără trică. Dar am văzut că a stat cu tasă la țară, am filmat acolo în cameră, să stă cu ei, să-mi filmează, să facă cu copiii. Da. Și-i spus Alin că fug după ei, pă fug după ei, prieteni, să-mi pună și mie gripurile, să-mi facă, că n-are cine, de-aia le-am crescut și am făcut nepoți. Să-mi pună și mie, mi-a pus și leu. Să-mi pună și mie, că de-aia fug după ei. Că n-are cine, că știm că oamenii așteaptă să vadă. Și de-abia-de-abia îmi pune gripurile, le greu. Da. N-a venit omul să facă diuveta aici, că mi-e greu. Mă duc afară la bucătărie și spăl vasele. Da, să se ducă Luci să-l aduc astăzi. Să-l aducă omul să facă diuveta, să facă dulap aici. Mai e, mai e, prieten, să mai facem. Să fim sănători, numai să nu fim bolnavi. Asta e. Sănătate, prieteni, mai vedem, mai revenim. Prieteni, am făcut o țărăciorbă, am opărit jambonul și l-am băgat la ultima dată, și de cartofi. Da. Acum să vă duc afară. Nu ai pâine. Acum mă duc afară să vă arăt. Ceva cu cărcane de ecran, mare mai usei pe grătar. Pe grătarul ăla electric. Cobor scările, prieteni, sunt bătrână, dar n-am ce să fac. Frig este. Da. Înțelegeți, prieteni? Să uscară frozi, de n-are cine să-mi pleagă furtunul la apă. Da.
Ce să fac, prieten? Am fost la bar, am luat pâinea. Și asta este prieten. Mai pot, prieten, mă doare și mâna că n-am ce pies. Asta este, prieten. Nu mai pot. Ăștia nu veniră să ia gunoaiele, oamenii nu trecură. Trebuie să treacă. Dar e timpul rece, prieten, gata. E rece, rece. Nu o să mai revenim mai târziu pe alte canale. Și vă mulțumim că ne-a urmărit, să vă dea Dumnezeu sănătate și la copiii mei, Iisus Hristos și Maica Sfânt, să ne păzească de rele copiii mei, să le iartă greșelile de voie, fără de voie, și la fanii noștri să le dea sănătate și să le iartă greșelile care ne urmăresc și care ne lasă mesaje frumoase. Vă pupăm, prieteni. Sănătate multă.